Da, oameni buni, este ora mezi, plec la pescuit, mari lucruri n-am făcut, frunt fiind scăritării. Și afară deja e destul de cald și am zis să vă mai fac un filmuleț cu triciclu la dealurile astea mari, adevăr zgol, dar am făcut atunci pe timp de noapte și nu spre să vedea. Mai o secundă să mă duc să închid porțile, adică porțile, gardul electric. Mă vede cu numă, n-are cu nimic dacă acum, de curentă dimineața e acum. Atât. Dar e cald, bine. Cald, cald. Ia, hai să vedem cum urcăm noi la deal. Tragem treapta. Uitați. Sunt dealuri destul de puternice. Deci se spune că e un deluț mic. Sunt pe viteză la low, da? Deci la cea mai mică viteză. Are 3 trepte, mediu și high. Ei, eu sunt pe încet. Și uitați cât e dită mai dealul pe cameră, totuși niciodată nu se va arăti. Nu o să iasă chiar atât de... Să vă dați seama cam cât de mare e dealul, dar e pantă, pantă. Că și rapid mergem, dacă deja am ajuns la aproape de jumate. Deci, fac treaba destul de bine. Sigur nu s-a lipsit să cască asta camera pe cap. Îmi zgâlță destul de serios. Popurile astea, pe urmă la tractoare, deci la drumul e așezat, dar nu e fin. A, uitați, acasă nu mai este ideal. Și nu scade de sub 21, deci am pornit cu 21 și o țin constant 21 fără să mai înscad. Asta înseamnă trează de forță care încearcă să-l țină constant. Asta e piesa așa. Dar și soarele se bate în cameră, cred că nu o să se vadă mare lucru. Și o să încerc să mai fac niște trasee cu el, să mai îmi caut și alte locuri de pescuit care să ajungă tot cu triciclu. Deja pantă s-o mai îndulcit un pic. Deja văd că s-a făcut 22 la oră. Dar am zis să-ți fi treaptă din low. Nu o să folosesc niciodată pe aia, hai decât vii. Șosea pe asfalt. Drumul ăsta o să merg numai așa, low. Dealul e foarte, foarte mare. Nu durează mai mult, cred că în 4-5 minute am urcat dealul ăsta, care are un kilometru jumătate, aproximativ, cred că.
Și a rămas frutul în urmă. Da, n-a vrut. N-a vrut la pești, chiar asta. Mă duc la treabă. Am fost aseară, am fost azi dimineață. Nu vrea. Nu vrea, pentru că e frutul în scădere și... Până nu se așează el, nu prea vrea să mănânci fără. Aveți, nu se termină. Deci, încă nu se termină dialogul. Dar totuși, pe drumul ăsta se poate circula, dar pe partea aia la altă sunt foarte multe foguri, să mergi pe iarburi. Cred că ar fi foarte dificil, foarte multe foguri, foarte multe dâmburi astea de la gârtiță. Ne-a uitat să cita mai idealul, am urcat. Asta pot să-l urc cât de acum, asta e prea fain. Asta nu o mai urc. Da, oameni buni, asta am vrut să vă arăt. Trebuie să opresc să cobor și eu. Trebuie forță. Acum mergem pe liber, fără trebuie forță. Gândiți-vă că am urcat un kilometru jumate în forță. Ioanele se încălzesc, plecarea e mare, așa pare fiind și cald, de-aia trebuie totdeauna să aveți grijă, să dați și respiro. Altfel, o să se strece, că nimic nu țin el, dacă nu este protejat. Aici am să-mi închei și o filmare așa. Ne vedem la alte filme.